Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Alții au spus slavă lui Dumnezeu pentru toate și atunci când a fost duși în exil, când a fost duși în suferință, dar noi astăzi, cum am putea să nu spune slavă lui Dumnezeu pentru toate? Mă bucur, sunt mulțumit, sunt fericit, pentru că Dumnezeu m-a întărit din nou și am putut să revin în mijlocul frăților voastre. Cu o săptămână urmă mi-am zis, Doamne, când a venit salvarea să mă ia din casă, Doamne, iată-mi și sfârșitul unde lepă tot ce am strâns și îmi rămâne numai harul care l-am cules din plâns. Numai ce am dat la alții, numai cei doi bănuți orfani, numai aceea rămânea. Și iacă, Dumnezeu a făcut să fim iarăși împreună și la un loc, într-o gândire. Și gândesc și cred și este adevărat că am invocat prin rugăciunea de la început ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească, să ne conducă în vorbire, în cântare, în laudă, în slavă, în mulțumire către Dumnezeu. De aceea putem spune și noi astăzi, îți mulțumim că ne-ai venit, lumina noastră bună, ca ceasul nostru mult dorit, să ne-l petrecem fericit rugându-ne împreună. Dar la acest fericit, ceas fericit, dacă am ajuns, au lucrat mai mulți factori. Iată la mine, Dumnezeu mi-a pus în gând unde trebuie să plec astăzi. Dacă Dumnezeu mai mi-a lungit firul vieții cu o zi, trebuie. Păi la Cojoasca, păi la Rucăr, păi la... Unde, trebuie să ajung acolo, cât mai sunt, să ne putem bucura împreună. Și iată că Dumnezeu a îngăduit ca fratele Florea de la Bălen și sora Marinela să mă aducă și pe mine astăzi aici. Le mulțumesc pentru toată jertfa lor. Mă bucur că din nou vă văd fețele, vă pot smulge un zâmbet, vă pot cuprinde în inima mea, vă pot aduce din nou înaintea lui Dumnezeu, înainte, pe ei, să nu vă lăsați. Este puține locșoruri în țară, să știți, unde se mai întâmplă ce se întâmplă la Siliștea. Mi-au venit zvonuri de multe părți. Frate Gicule, am auzit că mai e pe undeva un izvoraș care mai curge. Mai este pe undeva un părinte, mai este pe undeva o adunare care zilnic de sărbătoare caută să împlinească toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Așa cum ne-am rugat de dimineață, Doamne, dacă ne-ai fi cerut să lucrăm o zi și șase, să le închinăm ție, ce am fi făcut, fraților? Ce te făceai? Domnul, atâta bunătate, o zi, șase să lucrezi, era aceea să mi-o închin mie și nu lui Dumnezeu, că nu pe Dumnezeu noi îl ajutăm. Dumnezeu ne ajută pe noi în duminica aceasta. Ce-ar fi fost anul, luna, săptămâna, fără duminică, fără sărbătoare? Am fi mugit ca niște robi. Nu ne-am... Dar Dumnezeu a zis, o zi închină. Această zi pe care a făcut-o Domnul, deci să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa și să-i dăm slavă. Pentru că este unica zi în care Dumnezeu ne-a cerut-o.
aduceți aminte, dacă am și fost în Vechiul Testament pentru o femeie că strângea niște lemne, nu avea lemn. A fost omorâtă, a întrebat Moise, Doamne, n-avem lege, ce facem cu femeia? Uite, a plecat la pădure, a strâns o croznie de lemn. Să fie omorâtă cu pietre. A mai fi fost vreunul din noi? Câți de noi n-am îndrăznit sărbătoarea și duminica să lucrăm? Doamne, iartă-ne! Iartă-ne, Doamne, că nu ți-am închinat și când Dumnezeu ne va cere, dar cu ceea ce eu ți-am cerut, ce ai făcut în ziua de duminică, în ziua de sabat, cei 40 de ani în pustie, nu cădea mană. În ziua de duminică nu e binecuvântare. Nu cădea mană. Au ieșit unii să culeagă și n-au găsit. Nu dă Domnul binecuvântare. Iar prorocul Isaia spune, din pânză de păianjen haine nu se face. Din lucru de sărbătoare și de duminică nu e nicio binecuvântare. Că Dumnezeu nu pedepsește acum, dar totul este contabilizat. Dacă Dumnezeu pedepsea pe loc pe fiecare, ne aducem aminte. Din când în când Dumnezeu vorbește cum spune la Iov, când într-un fel, când într-alt. Dar omul nu ia seama. Lui Anania Safira i-a vorbit pe loc, pentru că ai mințit să deschide pământul. Lui Core Datan și Abiram, la fel. Dar câți au fost care Dumnezeu a lăsat la a doua judecată? Mai e o judecată, dar apoi, cum zice fratele Traia, mai e o judecată. Nu toate lucrurile, nu toate faptele, nu toate gândurile, nu toate lucrurile sunt judecate pe pământ. Mai e o judecată, dar Dumnezeu judică și aici. Zice la evrei, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecata, ale altora vin pe urmă. Doamne, eu a zice, Doamne, jucă-te aici cu noi, că acolo nu mai e iertare, acolo nu mai este, pentru că aici este pregătirea, aceasta facem noi, ne pregătim, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu, cum spune cântarea, pregătește-te, să pregătești păsările toamna călătoare, au instinctul acela, dar omul singura făptură, cum zice cântarea, împodobit cu chip ceresc, azi nu mai vrea să ia aminte la glasul cel Dumnezeu și stau locașurile sfinte pe înălțimi strălucitoare, și câți creștini le calcă pragul în zilele de sărbătoare. Vorbesc cam tare, surdul n-aude. Și de aceea mi-a zis acum o lună de zile un frate din America, l-am cunoscut acum vreo 70 de ani, e mai mic ca mine cu 14 ani. Și zice, măi frate Zicule, dar vorba nu ți-e bătrână, mă, zice, nici glasul, nu ți-e stins încă. Frate, astea mai mi le-a lăsat Dumnezeu, căci celălalt, cum zice fratele Traian, căci trupul și tinerețea, acolo în tine le-ai luat, tu dulce patria cea sfântă, acolo în tine le-ai luat, acolo Dumnezeu mi-a luat și tinerețea, și frumusețea, și tăria, toate au fost luate. El a lucrat în chip atât de minunat. Mă uit la mine, Doamne, ce înțelepciune mare ne-ai dălăsit, ne-ai lăsat, cu câtă înțelepciune ai făcut toate lucrurile, cu câtă înțelepciune, de aceea să dăm aminte, să luăm aminte la înțelepciunea aceea care vine de sus, cum spune Sfântul Apostol Petru, blândă, pașnică, ușor de înduplecat, nefățarnică, plină de fapte bune, aceea e înțelepciune, că orice dar bun să coboară de sus, de la Părintele Luminilor, cum zice Sfântul Iacov, în care nu este ce? Nici schimbare, Părinte,
nici umbră de mântat. Ce-ar fi viața noastră dacă n-ar fi crezul acesta care l-am cântat ultima dată? Ăsta e un crez, așa cum spune crezul, așa am cântat acum. Ce-ar fi viața noastră fără veșnicie, fără mântuire, fără rai? Ar fi ca un banchet dat unui osândit la moarte. Îi dai o masă, un chef, un banchet bun, dar după câteva clipe e executat. Așa a fost viața. Viața noastră nu este aici, fraților. Este numai o pregătire. De aceea să merită, cum am cântat, să-ți vini, să dai, să te ostenești, să te anevoiești. Pentru toate acestea Dumnezeu îți va răsplăti. Deci să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Ne-am coborât și noi cu 6 zile în urmă, ca și apostolii ne-am coborât după tabor. Am fost cu Domnul Iisus și am coborât din nou în vale cu El. Nu, oamenii, noi am vrea să fim numai pe tabor, să stăm numai în fața și în prezența Domnului Iisus, să beneficiem numai de binecuvântările Lui, așa cum s-a rugat și Petru, Iacov și Ioan, Doamne, să stăm aici, aici e bine. Ce bine e pentru voi, iubiții, cum zice cântare, și dragi sufletului meu, cu voi e Dumnezeu în mine și eu cu voi în Dumnezeu. Ce bine să fim aici. Nu știa ce spune. N-a știa. Era a ta iubire, s-a ta lumina pe tabor, încât cu regret spunem Evanghelia că au adormit. Și prezența, lumina, n-au știut. De-abia puțin a aflat Sfântul Evanghelist Ioan că Domnul Iisus a vorbit cu Moise și cu Ilie despre ce? Despre patimile sale care urma suferințele, răstignirea, primirea, batjocurile în Ierusalim. A vorbit despre asta și l-au întărit. Și Domnul Iisus, înainte de jertfă, de crucificare, de suferință, s-a consultat, să zicem, și noi tot la fel. În toate treburile spirituale și chiar și cele practice, umenești, să ne consfătuim cu oamenii aleși de Dumnezeu, cu oamenii înțelepți, cu oamenii iluminați, cu bătrânii noștri, că de aceea ne-a fost lăsat, ca să mai primim un sfat și o educație. Iată în Sfânta Evanghelie de astăzi, Domnul Iisus ne spune că nu mai un verset să zic. Când a plecat de acolo, s-a luat după Iisus 2 ori care strigau și ziceau: ai milă de noi, Fiul lui David. Fericiți, fericiți orbii care se iau după Domnul Iisus. Nenorociți sunt oamenii care zic că văd și nu văd. Orbii aceștia se iau după Domnul Iisus. Ei nu l-au văzut, n-avea cum să, n-au auzit numai și s-au luat după el. Și noi tot la fel, trebuie să ne luăm după Domnul Iisus, pe urmele Lui, pe urmele înaintașilor noștri care ne-au trasat, care ne-au îmbărbătat, care ne-au născut prin Evanghelie, să urmăm. Orbii aceștia au mers după Domnul Iisus. Domnul Iisus nu i-a întrebat nimic, i-a lăsat, au venit după El. Și în casă i-a întrebat: ce vreți să vă fac? Domnul face de multe ori: ce vrei să-ți fac? Oamenii au cerut: Doamne, să căpătăm vedere. Și noi să zicem fraților, surorilor, cumpilor, așa cum a zis orbul din Betesda, de la Betsaida, de la Marcu: Doamne, mă atinge-te odată de ochii noștri ca să vedem toate lucrurile așa cum sunt. Că despre mine nu le-am văzut, Doamne, nu le-am știut. La urmă, acum dau seama. Altfel trebuia să fie mersul meu, altfel gândirea mea, altfel purtarea mea.
alta. Doamne, mai atinge-te odată. Și Domnul zice, când s-a uitat la el, a văzut toate lucrurile deslușit. Privirea noastră să se îndrepte spre Domnul Iisus. Și atunci vom vedea toate lucrurile deslușit, pentru că El este lumină. În Sfintele Evanghelii ne redau 7 minuni de vindecare, de orbire, de orb. Și fiecare minune a vindecării orbilor din Evanghelie a fost într-un alt fel. Nici una nu s-a asemănat cu alta. Dacă ne gândim la Evanghelia după Ioan, capitolul 9, orbul din naștere, în 3 capitolul vorbește numai despre el. Domnul a folosit altă metodă. I-a auzit oici cu tine, a făcut tine din scuipat, l-a trimis la lacul Siloamului să se spele, ca să încerce credința lui. Altul ar fi, Doamne, ce să mai mă duc? Dacă poți, fac-o. De aceea și noi trebuie să ne supunem dreptului judecător și până ajunge la vindecarea noastră de plină, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ce bine este să fim aici așa. E bine, așa cum cântăm, ce bine lângă tine, ce bine lângă tine. Binele acesta Dumnezeu îl dăruiește celor care și ei pun un pic de voință, de voință, voința aceea ne trebuiește. Puterea vine de sus, de la Dumnezeu, dar voința este a noastră. Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru, așa cum spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci Domnul spune mai aspru altădată, trebuie să fim cu El, nu numai să învățăm despre El, nu numai să auzim de El, să fim cu El. Că Domnul zice, cine nu este cu mine, este cu împotriva mea. Doamne, dar nu sunt cu tine. Nu, ești împotrivă când nu ești cu biserica, cu cuvântul, cu lucrarea, cu oastea, cu cântarea, cu rugăciunea, cu milostenia, ești împotrivă. Cine nu adună cu mine, risipești. Doamne, dar nu adun. Risipești când nu aduni. Orbii aceștia au cerut ce? N-au cerut milă. Ai milă. N-au cerut ăștia doi să capete. Doamne, ai milă. În milă să cuprinde toate, frate. De aceea zice fratele Traian, făstim să treci cu milă, făstim să vezi, făstim să vezi durerea și lacrima arzând, făstim să treci cu milă, să le alim trecând. Să vezi, mila nu e tot una cu pomana. Pomana o faci de multe ori și din obligație, și din obicei, și după tradiție, și cu părere mai bună sau părere de rău, dar mila este altceva. De aceea Domnul a spus, milă voiesc și nu jertfă. Și dragoste de Dumnezeu mai mult decât. I-au cerut milă. Ce le trebuia lor? Mila lui Dumnezeu, așa cum s-a rugat și vame și în templu. Milostiv fii mie păcătos. Doamne, milostiv fie și nouă. Fii și nouă, Doamne, în tot umbletul nostru și în toată căutarea. Și, Doamne, mila ta nu lua de la noi. Căci fără mila lui Dumnezeu, nici unul n-am fi fost aici. Mila lui Dumnezeu ne-a îndreptat pașii aici și să merită și trebuie să umblăm, să căutăm. Împărăteasa din Seba zice că a venit de unde? De la marginea pământului. O pioasă tradiție spune că 3 ani de zile a călătorit pe cămile cu toți lăsagii până ajungi la Solomon și la noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne stă pe masă.
ne stă în casă. Bisericile sunt dăscițe, frații, adunările, de peste tot ne cheamă, ne învie, ne îmbrățișează să venim, deci, să aflăm înțelepciunea lui Dumnezeu. O pioasă tradiție spune că împărăteasa din Seba a auzit de înțelepciunea, faima lui și a zice, aș vrea că în șederea mea aici să poate văd una din probele de înțelepciune ale tale, al lui Solomon. Pentru că el asta a cerut de la Dumnezeu, n-a cerut nici moartea vrămașă, nici viață lungă. Doamne, dă-mi înțelepciune să pot să conduc poporul. Și atunci spune că a venit doi evrei, unul cu mâna în barba lui, l-am înfocat, amărât la judecată la Solomon. Ce ați pățit? I-a spus, zice, uite, am vândut un ogor domnul fratelui și el, săpân de acolo, a găsit o comoară. Și comoara, zice, eu nu i-am vândut-o. I-am vândut-o comoara cu țarină, cu tot. Tălanta zice, nu, eu am cumpărat numai pământul. Comoara n-am cumpărat. Și e mare ceartă. Care la noi a făcut așa? A fi tăcut de gură. Acum împăratul a zis, ia zice, aveți copii? Zice, eu am un băiat, iar el are o fată. Să ia băiatul dumitale pe fata dumnealui și averea și comoara să fie la lor. Și atunci Solomon i-a zis lui Seba, tu ce ai și făcut? Eu ca împărat le luam gâtul la amândoi și luam comoara. Și atunci Solomon a mai dovedit încă o dată cu cât înțelepciune. De aceea, fratele meu, să alergăm la înțelepciunea lui Dumnezeu, să alergăm la cuvântul lui, să nu-l părăsim adunarea și chemarea noastră, să știți, sunteți printre puțin din țară. Eu corespundez cu mai toată țara, mă sună, mă audă. Și întreabă de frățile voastre și vă spun despre frățile voastre. Aici mai e un izvoraș care mai curge, mai este, să zic, cum a zis Domnul Iisus, o trește. Chiar dacă mai e frântă, îndoită, el nu o frânge. Mai este un fitil care mai fumegă, el nu-l stinge, ci dimpotrivă îl aprinde. Și noi să conlucrăm cu toții la chemarea, la mântuirea și la alergarea noastră, care nu va fi în zadar, că Domnul nu este nedrept să uite dragostea și osteneala frăților voastre și a noastră, a tuturor. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați ascultat. Domnul să vă binecuvinteze și tot ceea ce este drept, sfânt și frumos, aceea să vă înflăcăreze, să vă umple inima de harul și de darul Domnului Iisus Hristos. Amin.